Mai filmat un videoclip aici, anul trecut, chiar primul videoclip care a devenit popular de-al meu, dar am fost în vară și era mult mai multă apă aici și nu era așa limpede. Nu se vede niciun pește în apă aici și data trecută cred că era mai adâncă, dar o să încerc. Trebuie să fie undeva pește. Să pescuiesc clasic azi, la râme, și o să pescuiesc o lansetă de copcă. Știam că nu e mult acces aici și că un băț mic este optim pentru felul ăsta pescuit. Oh my god! Ce o să fac, o să strâng, o să-mi leg mai întâi și o să merg mai în față. Teoretic este un loc mai în față în care știu că e pește. E destul de mult de mers, dar dacă am venit până aici. Așa, al doilea loc, nu e ok. S-ar putea să fi venit degeaba până aici. Bine, degeaba am făcut puțin sport. De ce blană aș fi fost aici? Eu pot sta sub copaci. Dar de cine e copacilor? Super fain aici. Dificil de pescuit, clar, dar super fain. Poate că o să revin când o să fie mai multă apă. Doar ca să văd dacă e apă, trebuie să ajung până aici. Și e un drum... Nu e un drum plăcut când ar fi așa lung. E doar câmp. Nu e deloc entuziasmant. Și nu e nici, să zici, drept ca o șosea. Neted ca o șosea. Ca să fie plăcut să mergi pe distanțe lungi. Cred că am uitat aia de râme la primul loc. Oh, uite cât de mare apă aici. E pește strost aici. Fuck! Aici n-ar așa blană. Dar gaura e fucking ce trebuie. Este și apa adâncă și puțin tulbure. Olga scoate că două prăjoală acolo de acolo. Și aici o gaură. Wow, e plin de pești. Peștii foarte mici și probabil că sunt și mai mari. Cum să fim atât de slab? Să uiți sărămele. Se întâmplă. Da, trebuie să căutăm râme. Să mă întorc după râme. O să căutăm puțin. Și dacă nu găsesc, să mă întorc după ele. Da, e probabil. E ceva de mers. Aici sunt niște furnici. Ce urmă, din păcate? O, am găsit râmă. Captura numărul 1. Nu am unde să le țin. Adică ar trebui să pescuiesc cu asta. Și apoi, când o pierd complet, pe ea instant cum cade în apă. O, am văzut un pește frumos. Gen 20 de centimetri. Probabil că un monstru pentru zona asta.
Am agățat, l-am pierdut. Da, misiunea pe ziua de azi este să prind pește la mare. Des mai mulți. Dacă are în jur de 15, sunt mulțumit. Nu! Ar trebui să-i vedeți. Îl văd cum vine până aici și nu s-a agățat. Mai am doar o primitură de rămă. O să arunc și cu asta. Am impresia că mama l-a mâncat. Oh! Da! Primul pește. Primul peștișor pe ziua de azi. Este o roșioară slash babușcă. Nu știu diferența, n-o să încerc, o să-i spun roșioară. Sper că nu o să supără nimeni în comentarii. Asta sunt roadele, asta e roada muncilor noastre. Muncii noastre. Uite cât de frumos e. Ce culoare are pe el. Să dau drumul partea asta. În speranța că nu o să sperie peștii de acolo. Să dau cu rama asta. Și să fiți uimiți de ce se prinde. Plecat. Este unul mai frumos. Păcate, l-am murdărit în ultimul hală. Foarte murdar, dar puțin mai mare. Uite, s-ar putea să fie aproape de 15 cm. Deci sunt și la 20. Bun. Tot văd peștele aia. Sau peștii aia mai decenți, cum se mișcă pe acolo. Le vezi silueta din când în când. E posibil să fie rămas fără nimic pe ag. Că am avut un atac mai devreme și l-am scăpat. O să mai las o secundă. Ah, ce slab am fost. Nu, încă am ceva nac. Dar n-am reușit să găt. Hei, acum ia cu gol. Nu că ia cu gol, acum e plin. Bă, sunt doar babuște de-astea. Off you go. Asta este ultima mea bucată din rămă. Și cred că o să o rup pe jumătate. Și o să o dau cu jumătatea aia. Deci rama asta a fost ruptă în 3. Și apoi încă o dată pe jumătate. Lasă, dau. S-ar putea cel mai mare cu ziua de azi. Poate cel mai lung chiar. Pare că singura specie de aici sunt roșioarele. Sare ceva parazis pe aia. Sunt extrem de activi. Și pe suprafață. Și cel mai mic. Da. Asta da râmă. Dacă am închis pe toate factorile din partea ta, trebuie să lași fraților tăi. Și eu vreau să termin cu un pește. Să vedem. E goală găluță. Bă, hai să termin partida. A fost fain. Sper că v-a plăcut și vouă.
mie îmi plac mult genul ăsta de aventuri. Nu trebuie să fie pește mare, trebuie să fie locul așa special ca asta. Da, partida următoare o să fie una în pădure, ca cea de data trecută. Și poate că o să-mi iau revanșa de la Darius și o să prind mai mulți pești. Ne vedem probabil că joi. Ciao.